Un gând pentru astăzi. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Luca, capitolul 15, versetul 7. Domnul Iisus povestește despre un păstor care lasă 99 de oi pe islaz și merge să caute o oaie care s-a pierdut. La prima vedere pot spune că nu este un păstor responsabil. Cum să întorci spatele turmei întregi, să le părăsești pe cele 99 doar pentru că o oaie nesăbuită s-a rătăcit? Așa gândim noi, sau un păstor pământean. Însă Hristos, marele păstor, gândește diferit. Pentru el fiecare suflet contează. Fiecare om are valoare. Da, Iisus iubește pe toți cei care s-au întors la el și sunt oi în turma sa, dar inima lui tânjește după oaia lipsă, după cea care se află în pericol, rătăcită în întunericul păcatului, iar atunci când o găsește, plin de bucurie, o ridică blând, o pune pe umeri și o duce din nou în turmă. Ba mai mult, e bucurie și în cer, se bucură îngerii și se bucură Tatăl. Fiecare suflet e prețios în ochii lui Dumnezeu. Poate că noi nu vedem nicio valoare în cei pierduți, îi considerăm răzvrătiți, dar pentru Domnul Iisus, fiecare om este valoros și prețios. Să învățăm de la El și să ne rugăm pentru cei care încă rătăcesc în păcat. Doamne Iisuse, iartă-mă că am renunțat la oamenii care Te-au părăsit. Ajută-mă să nu fiu nepăsătoare față de cei ce aleg să rătăcească în întuneric. Dă-mi o inimă ca Ta, bunule păstor. Amin.